vreodată un accident, vreo trăznaie, vreo pățanie? Da, nu cred că există. Așa e. Nu cred că există motociclist care să nu fie avut până acum un incident. Am avut și eu unul, am căzut, însă nu e, am avut noroc că eram așa, tot așa pe un drum din ăsta cum suntem noi acum în pădurea Băneasa. A venit ambulanța? Tot la fel. Nu, 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 pur și simplu era un drum care avea un lanț, pentru că era închis, dar oamenii au pus doar un lanț și nu se vedea foarte bine de la distanță. Eu l-am văzut târziu și am pus frână, am lăsat motocicleta și am căzut. Asta a fost singura ispravă așa pe care am avut-o și, bineînțeles, de vreo două ore am mai scăpat motocicleta. Se întâmplă. Poliția, ai avut vreodată probleme în trafic cu motocicleta? Nu știu, cu motorul? Nu, cu poliția nu. Am avut un incident odată când motorul era parcat ca acum și a intrat o doamnă cu o mașină, a vrut să parcheze și nu știu ce, i-a alunecat pantoful, că avea niște tocuri cam mari pe accelerație și a intrat pur și simplu și mi-a lovit motorul, a făcut varză. Și a trebuit să chem poliția. Asta e, cam asta a fost. În rest, n-am avut, pentru că, în general, încerc să respect regulile de circulație și, cum spuneam, nu mă aventurez foarte mult. Dar, Gabi, există colegi de-ai tăi din generația de aur care, după ce au văzut că ai îmbrățișat această pasiune, au vrut și ei să-și cumpere motocicletă? Bine, nu știu dacă neapărat au și făcut-o, dar te-au sunat. Cum e cu motorul? Vrem și noi. Am încercat eu să-i mai convinc. Sau să convingi tu. Da, am încercat, dar n-am avut șanse. Pe Belodilice am încercat să-l conving, am spus că e frumos, e senzație superbă, dar Belo nu, la calmul lui și cum e el așa, el n-are nevoie de adrenalină, el niciodată nu a avut nevoie, nu i-a plăcut adrenalina. M-a costat în jur de 23.000 de euro, cam așa. Da, e o motocicletă, Harley Davidson, e o motocicletă scumpă, da. Dar e o legendă în ce înseamnă... Și este un clasic până la urmă, nu? Asta e un clasic. Exact. E un clasic care are 1600 de centimetri cubi, adică nu e năzdrăvană ea. Mai multe povești despre aventurile pe care le-a avut Gabi Balint cu motocicleta aflați astăzi de la ora 13 la emisiunea Cea mai tare din parcare. I'm dynamic.